Sighetul de azi, emisiunea de care nu te poți lipsi. Decât să fac afirmații la postul dumneavoastră de televiziune, mai bine a fi să se zineze organele de poliție și atunci noi suntem în măsură să luăm cele mai bune măsuri. Facem cercetări, facem verificări și dacă competența ne depășește, să se zineze organele abilitate. Noi avem o mare șansă, în lumea aceea, să ne punem un viceprimar la municipiul Baia Mare, pentru că PNL-ul este prima forță din județul Maramureș, ori place unora ori nu, este la nivel de Baia Mare un fier liberal, la Sighetul Marmației, iată, a devenit un fier liberal și avem acolo un primar extrem de energic și de harnic, ăsta e adevărul. Eu sunt conștient de sarcina care îmi revine, sunt conștient că tot ceea ce nu va fi bine în Sighetul Marmației, că vorbim de apă, canal, că vorbim de orice alt lucru, primarul e cel vinovat, știu și mi-am asumat acest risc și de aceea mă implic în fiecare lucru, oricât ar fi el de mărunt sau de mare pentru municipiul nostru, pentru a ieși lucrurile bune și a crea un disconfort cât mai puțin. Nu este admisibil că la un asemenea nivel să faci greșeli de formă, formală. Și din această perspectivă cred că se impune o reevaluare a managementului actual. Niciodată parlamentarii județului Maramureș nu au stat toți la aceeași masă să discute problemele județului și să și le asume public printr-o scrisoare de intenție, nu știu, către maramureșeni. Oricum, eu astăzi pot să spun sau să anunț chiar în premieră faptul. De fapt, aici la voi, la TVS, când vin totdeauna, am șansa să spun ceva mai nou. Dacă nu ajunge Crin Antonescu președintele României, atunci să vezi tu pe dracu 4 în casa PNL-ului. Sighetul de azi, emisiunea de care nu te poți lipsi, cu Gheorghe Paul Stanislav. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sighetul de azi. Invitatul meu din această seară este vicepreședintele Consiliului Județean și președintele PSD Maramureș, domnul Gabriel Zetea. Bună seara și bine ați venit. Bună seara, bine v-am regăsit. V-am prezentat cu ambele funcții, să spun, și cea politică și cea administrativă, fiindcă normal se discută și acum la București despre guvern, despre criza guvernamentală și nu pot să nu vă întreb chiar la început de emisiune care e părerea dumneavoastră pe această temă. Bun. Din punctul meu de vedere, este o criză exagerată de atenția mass media. Atenția pe care mass media o acordă tuturor declarațiilor pe care le fac la un moment dat un politician sau altul. Sigur că declarațiile sunt la un moment dat exagerate și sigur că mie mi se pare că sunt exagerate din partea Partidului Național Liberal, evident, până la urmă acest lucru, n-am cum să nu fiu poate chiar subiectiv pe acest subiect, dar nu cred că se va întâmpla vreo catastrofă din punct de vedere guvernamental. Guvernul va merge mai departe. Chiar mă bucură declarațiile pe care președintele PSD, premierul României, Victor Ponta, le face și le face de câteva zile încoace în ceea ce privește continuarea USL. Este dorința pe care și noi, președinții organizațiilor județene a PSD din aproape toată țara, am exprimat-o în cadrul ultimelor ședințe ale Comitetului Executiv Național, în sensul în care dorim continuarea Uniunii Social-Liberale în forma în care a fost ea creată acum câțiva ani de zile. Este singura formulă prin care România poate și va avea stabilitate. Altfel, vom discuta despre majorități în Parlament fragile care să susțină un guvern sau altul și nu ăsta este scopul pentru care am fost aleși. Sigur, noi, președinții organizațiilor, alături de cei care sunt implicați în administrație în acest moment, nu dorim sub nicio formă să exacerbăm în acest moment bătălia politică. E până la urmă lucrul cel mai rău pe care am putea să-l facem pentru România și extrapolând pentru Maramureș. Să începem acum să discutăm politic și nu administrativ, vom avea cu toții de pierdut. Sigur, dacă invitam președintele PNL Maramureș, ar fi avut o poziție, să spun așa, contrară, în sensul că PSD-ul ar avea o problemă și Victor Ponta trebuie de să ia o hotărâre. Deci am spus că sunt poate subiectiv. Cum comentați următoarea afirmație a lui Ovidiu Nemes, președintele PNL Maramureș? Citez, la nivelul Consiliului Județean Maramureș a existat un protocol între PNL și PSD cu mult înainte de USL. Astăzi suntem puși la încercare noi liberali din teritoriu de evenimentele de la centru. Bun, eu sper ca liberalii din teritoriu, așa cum spune
Ovidiu Nemes să nu fie puși la încercare, pentru că acest protocol, nu doar la nivelul Consiliului Județean Maramureș, ci la nivelul municipiului Baia Mare, la nivelul municipiului Sighet, a existat între PNL și PSD cu mult înainte de a exista USL la nivel național. Ba în ultimele ședințe în cadrul USL județean pe care le-am avut, mi-am exprimat și eu intenția de a păstra această legătură între PNL și PSD și am primit același feedback și din partea lui Ovidiu Nemes. De aceea mă bucur, pentru că până la urmă important este, repet, să lăsăm orgoliile deoparte. Am văzut că și politicienii maramureșeni au orgolii nemăsurate. Vedem tot felul de declarații care de care mai năstrușnice, bac există USL, bac nu există USL, bac azi e bine, bac mâine e rău. Bun, ar trebui să lăsăm copilările astea deoparte și să ne preocupăm în principal administrația. Dacă vom continua discuții doar la nivel politic, în primul și în primul rând că vom pierde cu toții, pentru că am fost aleși împreună. Sub nicio formă nu are Emilio Arinescu un vot în plus față de cât a avut Gabriel Zetea pentru Consiliul Județean Maramureș. Suntem împreună în Consiliul Județean pentru a avea rezultate. Dacă nu vom avea rezultate, vom plăti tot împreună, pentru că va fi greu să spui că într-o, nu știu, un 70% pe care îl are în acest moment Uniunea Social Liberală la nivelul Parlamentului României, de vină este PSD-ul sau PNL-ul. Nu, vom fi de vină și unii și alții pentru nerealizările pe care le vom avea. Realizări putem să avem doar lucrând coerent. Coerent se poate lucra doar în momentul în care ai liniște. Liniștea în acest moment în țară nu poate să fie asigurată decât de o majoritate atât de largă cum o asigură astăzi USL-ul la nivelul Parlamentului pentru un guvern funcțional. Nu avem un guvern funcțional, nu vom avea nicio guvernare care să producă rezultate, nu vor veni nici bani pentru proiectele pe care le-am început și nu vor veni nici bani pentru proiectele care au fost începute la nivelul județului Maramureș. Așadar, avem o singură șansă de a merge împreună, de a înțelege că nu-i momentul de a discuta despre ruperea USL-ului, tot felul de declarații de-astea în contradictoriu pe care, sincer, nu le înțeleg. Care e miza dacă astăzi este Daniel Constantin sau nu este Daniel Constantin vicepremier în guvernul Ponta? Nu e nicio miză. Nu avem nici factură mai mică la întreținere, nu avem nici mai mulți bani pentru a finaliza Baia spre Bârsana, nu putem să facem nici aeroportul din Baia Mare, deci nu se întâmplă nimic în plus sau în minus dacă PNL-ul își face ambiții cu Partidul Conservator. Bun, pe de altă parte și Partidul Conservator face parte acum din USD și v-aș întreba de ce credeți că USD-ul a fost neapărat necesar în condițiile în care exista USL-ul, ca să nu mai spun că e și o, să spun așa, șmecherie de termeni. USL, USD, în momentul în care omul va merge la vot, s-ar putea să voteze, s-ar putea să nu voteze. Depinde ce accepțiune va avea USL-ul până la europarlamentar. USD-ul își justifică existența prin votul pe care va trebui să-l cerem românilor la legile europarlamentare. Am stabilit că o să candidăm separat, sau cel puțin Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal au stabilit amândouă, în ședințe diferite, că vor candida pe liste separate pentru că reprezintă familii europene diferite și în același timp, noi având în continuare o relație foarte bună cu UNPR-ul, o relație foarte bună cu Partidul Conservator, am hotărât împreună că o să le oferim șansa de a candida pe lista Partidului Social Democrat, pentru că altfel era destul de dificil, ca să nu spun poate chiar imposibil, poate pentru Partidul Conservator, de a face peste 5% în România și exista riscul de a nu avea reprezentare la nivelul Parlamentului European. La fel pentru UNPR. Era foarte dificil să facă pragul de 5%. Așadar am considerat, ca și colegi fiind în cadrul USL, că vom candida împreună și vom impune oameni în familia social-democrată. Ba mai mult, am văzut ieri declarațiile domnului Svoboda în București, care vorbește despre faptul că la nivelul Parlamentului European există zvonuri privind anumite negocieri între Partidul Național Liberal și Partidul Popularilor Europeni în ceea ce privește schimbarea doctrinară acestui partid pe de-a întregul. La fel cum a făcut Partidul Democrat Liberal când erau socialiști și peste noapte au devenit populari, la fel se vorbește în acest moment despre Partidul Național Liberal. E bun, cum putem în acest moment când noi, ca și PSD, ca partid aparținând Internaționale Socialiste, ca partid care dorim și susținem printr-o rezoluție la nivelul Consiliului Național al PSD, îl susține pe Martin Schulz pentru președinția Comisiei Europene, care să facă o altfel de politică economică la nivel european, cum putem să mergem cu adversarii până la urmă ai noștri din Parlamentul European, cu Partidul Popular?
E o contradicție în termeni. Da, aici aveți dreptate, dar aș întreba cum poate PSD-ul, la un moment dat, să ia ca și partener PC-ul, după ce el a plecat din ACD, din acea uniune dintre liberali și Partidul Conservator, culmea, tot în aceeași uniune, tot în USL. Adică, într-o zi nu mai sunt bun la PNL, dar sunt bun la PSD și cam asta s-a întâmplat cu Partidul Conservator de-a lungul timpului. Dacă deci, mi-amintesc, Băsescu a spus un lucru foarte interesant odată, soluția imorală, PC-ul. Soluția imorală. Deci, din punctul meu de vedere, există în acest moment 4 partide în cadrul USL. 4 partide. Unele mai mari, altele mai mici, altele cu... Există 4 pentru că au fost acceptate până la urmă 4, dar evident, n-au existat de la început. Au existat 2 pe stânga, clare, PSD-UNPR, 2 pe centru-dreapta mai mult, ca să spun așa, PC și Partidul Național Liberal. Partidul Conservator, în ceea ce privește orientarea sa doctrinare europeană, nu și-a exprimat intenția până acest moment. Ba, există, din câte știu eu, pe site-ul Partidului Conservator, un sondaj pe care aceștia îl fac în ceea ce privește membrii de partid și cum și-ar dori ca Partidul Conservator să reprezinte românii acolo, pe partea dreaptă sau pe partea stângă. Bun, în acest moment se pare că au ales pe partea stângă, e un lucru foarte bun. Noi oferim prin faptul că am acceptat pe lista Partidului Social Democrat un membru al Partidului Conservator, le-am oferit șansa de a avea reprezentare internațională, de a avea reprezentare la nivelul Parlamentului European, ca și niște buni colegi. E, acum, că asta va fi o decizie bună, că va fi o decizie proastă, vom vedea acest lucru, dar în același timp, această alianță, USD-ul, nu are absolut nicio legătură cu Uniunea Social Liberală, în sensul în care nu vrea să o spargă. Rămânem în continuare, rămânem cu aceleași partide. Nu am adus alte partide din exterior cu care să facem alianțe la nivel național și nici nu o să facem acest lucru. Partidul Social Democrat e un partid extrem de serios. Nu știu, chiar cred că e cel mai serios partid din România, în sensul în care și-a respectat de fiecare dată cuvântul. Nu există, cred, niciun moment în istoria PSD în care să ni se spună că am intrat într-o alianță pe care nu am respectat-o. Am respectat-o până la capăt, de fiecare dată, fără nicio excepție. Și lucrul ăsta o să-l facem în continuare. Avem un parteneriat alături de Partidul Național Liberal, care reprezintă, până la urmă, partenerul consistent al PSD în cadrul USL. Reprezintă partidul cu care stăm cel mai mult de vorbă, pentru că ei reprezintă o bună parte din electoratul României. Nu la fel de mult electoral reprezintă Partidul Conservator sau UNPR la acest moment. Sigur, au posibilitatea pe viitor să crească, să își exprime față de români proiecte care să le aducă voturi ceva mai multe. Dar în acest moment, partenerul cu care discutăm în cadrul USL este PNL și va rămâne acest lucru. La fel la nivelul guvernării. Sub nicio formă, premierul Victor Ponta nu o să-și dorească și nici n-are cum, dacă își dorește să mențină o guvernare coerentă, nu-și dorește ieșirea PNL de la guvernare. Am văzut astăzi foarte multe declarații prin care a spus că dacă e nevoie, nu 5 pași, 10 pași face în spate, tocmai pentru a oferi Partidul Național Liberal posibilitatea de a rămâne și cu declarațiile intacte și cu vicepremierii pe care îi dorește și cu miniștrii pe care și dorește. Asta rămâne de văzut. Nu asta e problema. V-aș întreba personal, dumneavoastră, credeți astăzi 17 februarie 2014 că la alegerile prezidențiale PSD-ul nu va avea un alt candidat și îl va susține în continuare pe Crin Antonescu? În primul rând, lucrul ăsta din punctul meu de vedere ține de Crin Antonescu. Deocamdată Crin Antonescu, prin declarațiile pe care le face, arată că nu prea își dorește el acest lucru. Are o apropiere și un mesaj consecvent de dreapta. În ultima vreme îl văd făcând cu ochiul și declarații ceva mai apropiate față de Traian Băsescu decât față de PSD. PSD este până la urmă și reprezintă cel mai mare partid din USL și grosul voturilor pe care USL poate să le aducă unui candidat. Dacă domnul Crin Antonescu, președintele Crin Antonescu, își va dori să rămână candidatul USL, va trebui să facă declarații mai apropiate de PSD, mai apropiate de sufletul membrilor Partidului Social Democrat, pentru că altfel să nu vă imaginați că noi așa președinții din PSD stăm și comandăm toate voturile PSD-ului. O să iasă Victor Ponta și o să spună astăzi îl susținem pe Crin Antonescu, mâine nu mai susținem pe Crin Antonescu. Nu, Crin Antonescu trebuie să înțeleagă
că dacă vrea voturile Partidului Social Democrat, dacă vrea voturile de stânga, dacă vrea voturile celor care cred în doctrina socialistă, atunci are nevoie de a face declarații care să-i și reprezinte. Pentru că altfel degeaba o să le spunem noi membrilor PSD, votați Crin Antonescu, dacă aceștia nu mai cred în el. Dacă declarațiile pe care Crin Antonescu le face contravin cu ceea ce simt ei în sufletul lor, e atunci degeaba o să le spunem să-l voteze pe Crin Antonescu. Și această intenția noastră de a-l avea pe Crin Antonescu candidat la alegerile prezidențiale nu o să se poată materializa. Și va câștiga oricine altcineva, pentru că nu vom avea noi opțiunea cea mai bună. La fel cum am vorbit în această perioadă de Borșa, și chiar vă dau un exemplu foarte bun. Am spus, nu sunt de vină borșenii că au ales cum au ales și în acest moment Borșa se află în această situație, în acest impas. Devină partidele sistem, partidele mari, gen PNL, PSD, care nu au găsit soluții pe care să le pună în fața borșenilor. Nu le-am oferit soluții viabile ca aceștia să le voteze. Niciodată nu este de vină electoratul. Sunt de vină cei care propun oameni, cei care propun soluții. Și acolo nu au avut soluții bune. Dacă, extrapolând acum la nivel național, Crin Antonescu va rămâne consecvent în a înjura mai mult PSD-ul decât în a lăuda, atunci o să avem o problemă. Dar care ar fi în viziunea dumneavoastră candidatul social-democrat pentru președinție potrivit? Dar nu se pune problema în acest moment de a avea un candidat social-democrat pentru președinția României. În acest moment, Partidul Social-Democrat își menține clar, ferm, consecvent poziția de a-l susține pe Crin Antonescu. Repet, dacă acesta își dorește. Deocamdată eu văd că acesta nu prea își dorește. Așteptăm, din punctul meu de vedere, o schimbare de atitudine a lui Crin Antonescu. Dacă o să o facă, o să-l susținem și o să mergem înainte cu încredere. Altfel, dacă o să ne pierdem încrederea unii în ceilalți, nu avem cum să mergem înainte. Sunteți mulțumit de lista pentru europarlamentare de la PSD? Da, e o listă pe care am aprobat-o în cadrul Comitetului Executiv Național. E o listă propusă de către președintele PSD, Victor Ponta. O listă acceptată în unanimitate de către toți președinții la nivel național, pentru că, până la urmă, este apanajul președintelui PSD, Victor Ponta, de a face această listă. Sigur, și nu ascund acest lucru, că în ultimele luni am încercat și noi să impunem o persoană mai dialogului, ca să spun așa, o persoană născută în Maramureș pe această listă, în primele locuri, în locurile eligibile, în primele 13, așa cum crede PSD că poate să obțină la alegerile europarlamentare. Dar în urma discuțiilor pe care le-am avut cu președintele Victor Ponta, am înțeles că nu este în acest moment, nu există în acest moment posibilitatea de a face o astfel de propunere, deci nu vom avea un candidat din Maramureș. În schimb, poate vă spun așa ca în premieră, vom avea o altă compensație din partea premierului României pentru județul Maramureș. Care ar fi aceasta? O să o vedem la momentul oportun. Da, și când spuneți compensație, vă referiți la numirea unui om politic în aparatul central sau la ce vă referiți? Deci vom avea un reprezentant, nu știu, la nivel de secretar de stat? Să dea Dumnezeu să nu fie unul. Sigur că ne dorim o reprezentare cât mai largă în aparatul central, în special în funcțiile guvernamentale. Aceste lucruri eu cred că se vor întâmpla în perioada imediat următoare. Dar o să vă rog să aveți răbdare, pentru că nu pot să-i spun. Bun, Ioan Mircea Pașcu este pe lista europarlamentarilor? Da, Ioan Mircea Pașcu va fi pe un loc eligibil pe lista Partidului Social Democrat. Vă întreb care sunt numele, pentru că la un moment dat PSD Maramureș va trebui să spună socialdemocraților, votați această listă pentru că, și atunci nu văd care ar fi motivele locale. Dar la finalul anului trecut am avut în județul Maramureș o serie de vizite unor europarlamentari care sunt în acest moment pe funcție, sunt europarlamentari, i-am adus în județul Maramureș, am făcut rezoluții de susținere acestora pentru că, din punctul meu de vedere, au avut o activitate foarte bună, o activitate prin care au ajutat atât Maramureșul cât și România, în special activitatea pe care au avut-o la Bruxelles, și vorbesc aici despre Cătălin Ivan, despre domnul Tănăsescu, despre Viorica Dăncilă, Daciana Sârbu, Corina Crețu, sunt europarlamentari extrem de vizibili, oameni care de fiecare dată când am avut o problemă la nivelul administrației au susținut aproape toate proiectele noastre fără rezerve și la fel o să facă și în perioada următoare. Repet, pe
Cătălin Ivan, pe Corina Crețu, o să-i vedeți în perioada următoare destul de des aici. Au fost și o să mai vină. Pentru că sunt... Bun, îi vedem acum că e an electoral pentru europarlamentare. Dar ne-am văzut anul trecut și n-a fost an electoral. Cătălin Ivan, alături de Ciprian Tănăsescu, au participat la o dezbatere extrem de largă pe problemele de mediu organizată în sediul Partidului Social Democrat, alături de tot ce înseamnă factori de decizie în ceea ce privește mediul în județul Maramureș, de la Agenția pentru Protecția Mediului, Garda de Mediu, reprezentanții Reminului au ajutat și o să ajute în continuare problematica de mediu din județul Maramureș. Mai mult, au pus umărul pentru a urgenta, alături de ministrul Rovana Plumb, pentru a urgenta unul dintre cele mai mari proiecte pe care le avem în desfășurare în acest moment în județul Maramureș. Vorbim despre sistemul integrat de deșeuri de la Fărcașa, care de-abia a fost semnat de către Comisia Europeană și datorită intervențiilor pe care aceștia le-au avut. Le-am expus de fiecare dată această problemă, au luat problema Consiliului Județean Maramureș și au susținut-o la Bruxelles fără rezerve, alături de doamna ministru Rovana Plumb. Vă văd venind cu foarte multe dosare în studio și v-aș întreba despre problemele locale. Drumul Baia spre Bârsana, care este stadiul său? Bun, în acest moment, astăzi a fost termenul privind finalizarea licitației pentru un nou constructor la Baia spre Bârsana. Urmează procedura de evaluare, sunt depuse oferte în acest moment. Nu cunosc pentru că nu fac parte din comisia de licitație, dar știu că astăzi a existat termen, au fost depuse oferte. O să așteptăm, nu știu, o lună probabil, pentru maxim sper ca această comisie de evaluare să lucreze cât mai repede, să ne ofere un câștigător, să nu avem probleme în ceea ce privește contestațiile. Aici, și nu vă ascund, am mai discutat despre aceste aspecte. Există anumite viziuni diferite între ceea ce credeam eu că trebuie făcut acolo, între ceea ce președintele Ciceu a făcut acolo în ceea ce privește documentația. Eu sper să nu avem absolut nicio problemă. Îmi doresc ca acest proiect să se realizeze 100%. Am încredere că specialiștii care au fost selectați din Consiliul Județean de data aceasta vor face lucrurile mult mai bine, pentru că data trecută nu prea au fost în regulă. Eu personal aș fi făcut lucrurile puțin altfel, dar până la urmă să dea Dumnezeu și așa mai încet să ajungem la Liman. Ați vorbit despre acel proiect al managementului integrat al deșeurilor și v-aș întreba când vor vedea maramureșenii finalitatea acestui proiect. Bun, nu putem în câteva luni de zile să finalizăm un proiect de 60 ceva de milioane de euro. Sunt în acest moment licitații care se desfășoară în ceea ce privește proiectul tehnic, asistența în ceea ce privește proiectul. Sunt pași premărgători înainte de începerea construcției. Eu sper că 2016 la început, 2015 la final, dar 2016 este mult mai sigur, vom vedea finalizat acest proiect, pentru că altfel oricum o să intrăm într-o procedură de infringement la Comisia Europeană și Maramureșul va avea de plătit foarte mulți bani. Mă rog, România va avea, datorită Maramureșului, de plătit foarte mulți bani. Nu, acest proiect se desfășoară. În acest moment el este în grafic din toate discuțiile pe care le-am avut la nivelul Consiliului Județean. Licitațiile se desfășoară într-un mod organizat. Va fi și acolo licitație mare, internațională, pentru că este o sumă extrem de importantă și de mare la nivelul județului Maramureș. 60 de milioane de euro nu sunt de colo-colo. Este cea mai mare sumă pe care Consiliul Județean Maramureș o gestionează din punct de vedere a unei singure investiții. Deci 2016 este termenul la care eu văd acest proiect implementat. La fel cum în ceea ce privește Baia spre Bârsana. Nu vom putea să vedem în 2014 acest drum finalizat, pentru că de-abia acum intrăm în procedura de evaluare a licitațiilor. După aceasta, m-a spus vreo lună, dacă vom avea și contestații, și de obicei cam sunt la aceste licitații, va mai dura probabil până în finalul primăverii, când vom avea acolo organizarea unui nou șantier. Asta înseamnă că până prin octombrie-noiembrie se va putea lucra efectiv pe drum în acest an, urmând ca acesta să fie finalizat în anul 2015 și numai devreme. Dar să fie 2015, să fie la un moment dat, că aia este important. Am avut foarte multe probleme în ceea ce privește identificarea surselor de bani pentru lucrările suplimentare acolo. Nu vreau să intru în detaliile vechi. Știm cu toții, un proiect
făcut de Mircea Mal pentru o anumită distanță cu o sumă de bani insuficientă. Noi am identificat în acest moment sursele de bani pentru a acoperi această gaură pe care Mircea Mal nu a avut-o în vedere. Avem în acest moment suficienți bani pentru a face acest drum. Trebuie să ducem toate procedurile legale la capăt. Să scăpăm de licitații, ca apoi să putem să intrăm cu un constructor serios. Și mi-aș dori ca cei care lucrează în acest moment în comisia de licitație, sigur, fără a face presiuni, dar ca și transmitere publică a unui mesaj, pot să le fac acest lucru, să selecteze un constructor serios. Am avut acolo atâtea probleme datorită unui constructor neserios, încât asta este, după mine, principala problemă. Un constructor serios poate să facă acest drum. Nu e atât de nu e autostradă prin București, din Brașov, în Comarnic. Vorbim totuși de un drum peste un Cavnic. Adică... Mă întreabă un telespectator, se va scumpi colectarea gunoiului după implementarea proiectului? Bun, nu avem în acest moment suficiente detalii pentru a vedea ce înseamnă prețurile în ceea ce privește colectarea gunoiului. Vom avea un operator regional, un operator unic din punctul meu de vedere la nivelul județului Maramureș, pentru că așa este făcut proiectul, dar se va menține legătura, sigur, cu autoritățile locale, astfel încât acest proiect să nu genereze costuri suplimentare. Asta este principalul lucru pe care mi l-aș dori, pentru că altfel, sigur că e extrem de important să avem și un mediu curat. Sigur că e extrem de important ca aceste deșeuri de toate felurile, de la cele menajere la celelalte, să fie la un moment dat puse într-o locație care să corespundă din punct de vedere a standardelor de mediu. Pentru că altfel România va avea de plătit, așa cum a spus, vom intra într-o procedură de infringement și Comisia Europeană va amenda România până când va pune toate aceste standarde la punct în conformitate cu acordurile semnate de către România. Noi ne-am angajat că până în 2016-2017 toate gropile de gunoi care sunt în acest moment și în județul Maramureș, dar și în alte județe din România, vor fi închise și aceștia vor fi înlocuite cu depozite conforme. Ei, acest plat pe care îl facem în acest moment la Fărcaș este un depozit conform cu regulile europene. Deci, sigur că asta generează niște costuri. Sigur că să respecti mediul până la urmă reprezintă clar o activitate care costă ceva mai mult. Dar, va trebui să găsim acele soluții care să nu împovoreze cetățeanul de rând. Pentru că și vorbim aici și despre cei de la Apă Canal și ținem legătura și cu primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș. Și el face toate eforturile la nivelul municipiului de a nu crește tarifele. Și mă bucur. El oricum vătește în fiecare lună iulie, din câte am înțeles. Bun, dar se fac eforturi de a se eficientiza activitatea operatorului regional, cel de apă, dacă vorbim de apă, astfel încât acesta să nu genereze costuri suplimentare pentru cetățeni, ci să-și reorganizeze activitatea, astfel încât activitatea lui să presupună mai puține costuri. Asta este, până la urmă, soluția pe care trebuie să mergem și în ceea ce privește deșeurile. Facem o scurtă pauză de publicitate. Când urmărești HBO Go, nu evadezi din viața de zi cu zi. Nu ești mai puțin singur. O seară obișnuită pe canapea nu devine mai palpitantă. Și totuși s-ar putea să simți toate acestea. Lasă-te purtat în lumea HBO Go. Magazinul Nova oferă pentru toți gospodarii folie profesională pentru solarii din polietilenă rezistentă 3 sezoane, cu protecție la razele ultraviolete și lățimi de 6, 8, 10 și 12 metri. Folie profesională natur din polietilenă pentru solarii cu lățimi între 4 și 10 metri. Folie neagră pentru agricultură la 4,2 metri lățime. Nou, vă oferim folie Inteco 4,2 metri lățime la numai 9,80 lei per kilogram. Rețineți, toate tipurile profesionale de folie au grosimi de 0,12 și 0,15 mm, iar un kilogram de folie are o suprafață cuprinsă între 6,2 și 8,4 metri pătrați.
Magazin Nova, strada Avram Iancu, lângă policlinică. O casă ține o viață dacă are temelie trainică, dar mai ales un acoperiș rezistent. Viking Prujinski, cel mai mare producător de țiglă metalică și tablă cutată din Polonia și din regiune, este soluția. Viking Prujinski produce 6 modele de țiglă metalică elegantă și rezistentă, de diferite culori, pentru toate tipurile de acoperișuri. Vinde tablă cutată pentru acoperișuri și fațade, ferestre de mansardă, șgheaburi și burlane din tablă și PVC. Materiale de înaltă calitate, tehnologii moderne de producție, design desăvârșit. O acoperire ce conferă rezistență și durabilitate, garanție de până la 30 de ani, prețuri promoționale. Alege produsele Viking Prujinski. O decizie inspirată pentru locuința ta. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pachetul cu mâncare al copilului școlar trebuie să conțină cel puțin un fruct. Rețetă prescrisă de Fundația Română a Inimii. Știrile TV Sighet, știrile de lângă casa ta. Un subofițer al secției de pompieri Vișeu de Sus din cadrul ISU Maramureș a pus capăt zilelor. Bărbatul în vârstă de 45 de ani a fost găsit fără suflare de către colegii săi. Demisie la Borșa. Toni Mihalea a anunțat că a renunțat la funcția de primar în care a fost ales în 2012. Time to say goodbye a postat edilul în această dimineață pe o rețea de socializare. Comunele maramureșene, Poenile de sub Munte și Bistra vor primi în acest an fonduri de la Ministerul pentru Ape, Păduri și Piscicultură pentru amenajarea râurilor care străbat localitățile și care pot pune în pericol comunitățile în cazul unor inundații. În primul semestru, rata absenteismului școlar la Sighet a fost mult mai mică decât cea din aceeași perioadă anului trecut, asta în condițiile în care la nivel de județ numărul absențelor a crescut. În speranța că vor avea pensiunile tixite cu turiști și în primăvară de sărbătorile pascale, administratorii de pensiuni din Maramureș au ales să păstreze prețurile de anul trecut. Oferta însă este mai variată. Cu vicepreședintele Consiliului Județean, Gabriel Zetea, vorbim astăzi în cadrul emisiunii Sighetul de azi și v-aș întreba, domnule vicepreședinte, dacă o mai lălăiți mult cu anumite, să spun așa, numiri în Consiliul Județean. Sigur, bănuiesc că este apanajul președintelui să ia anumite hotărâri, dar până la urmă se consultă, bănuiesc, și cu vicepreședinții. Și vă întreb lucrul acesta pentru că am pentru dumneavoastră două fragmente din arhiva emisiunii noastre, în care un consilier județean, care eu l-am numit după aceea Nostradamus, dar și la Nostradamus s-a mai întâmplat să se nimerească ceea ce a prezis, dar la dânsul nu s-a nimerit de nicio culoare. Și președintele Consiliului Județean a spus la un moment dat, avem și în promo emisiunii o frază în care spunea că evaluează situația din anumite instituții, dar până la urmă tot nu s-a luat nicio decizie. Vă propun să vedem întâi fragmentele respective. În foarte scurt timp o să aveți niște surprize. Nu vreau să vă dezvălui sursa, nu suntem mulțumiți, chiar noi, grupul USL, în urmă cu două ședințe, am propus schimbarea acestor, adică conducerii, în sensul că toate compartimentele de acolo lasă de dorit, sunt probleme majore și cred, Crăciunul ne va aduce o nouă conducere. Mai avem acum în evaluare aeroportul internațional Baia Mare, unde părerea mea că directorul va fi schimbat în curând. După cum Direcția pentru Asistență Socială și Protecția Copilului, că unde cred că se va întâmpla același lucru. Iată, sunt două fragmente din 2013. Atenție, unul este din ianuarie 2013, cel al
președintele Consiliului Județean, și celălalt este din decembrie 2013 cu Sorin Petean, consilierul județean PC. Practic sunt cei doi exponenți a Partidului Conservator din Maramureș, unul consilier județean, celălalt președinte de Consiliul Județean. Mai e și doamna deputat Corina Negrus, tot la Partidul Conservator. Sunt trei conservatori mari și lați, cum s-ar spune în politică, care au decizia în mână. Ce se întâmplă la nivelul Consiliului Județean? Sunteți și președintele PSD Maramureș și cred că cel puțin, dacă nu în calitate de vicepreședinte, în calitate de președinte de partid, ar trebui la un moment dat să aveți o discuție și pe această temă și să vă întrebați când se întâmplă totuși, în 2016, că atunci poate să fie cam târziu. Bun, acum eu nu vă ascund și n-am ascuns niciodată public faptul că am cerut schimbarea managerului de la aeroportul internațional Baia Mare, pe domnul Pătrașcu, din 2012. Nu că am cerut acum, nu că în 2013, eu din 2012 cer în continuu demiterea acestui manager, pentru că și-a cam bătut joc de ce înseamnă proiectul Consiliului Județean în ce privește modernizarea aeroportului. Ba nu vă ascund faptul că la finalul anului 2013 eram în București, eram la Guvernul României alături de Dragoș Titea, și se erau anumite discuții în niște medii în ceea ce privește transporturile vis-a-vis de posibilitatea finanțării din rezerva guvernului a aeroporturilor din țară. Sigur că erau și cei din Suceava, erau și cei din Craiova, erau și cei din Târgu Mureș care își doreau să introducă pe ordinea de zi a guvernului finanțarea aeroporturilor din județele lor. Eram și eu acolo și am dorit și eu, evident, și l-am sunat pe domnul manager ca să-i cer adresa de înaintare a aeroportului în ceea ce privește cea depusă la Ministerul Transporturilor și respinsă de Ministerul Transporturilor, dar nu contează, a vrut adresa de înaintare astfel încât să vedem de unde luăm de la Ministerul Transporturilor proiectul. Nici măcar atâta lucru nu am fost în stare să-mi dea. A trebuit să-l resun de nu știu câte ori, să-l rog să caute adresa respectivă, că doar nu ceream pentru mine, o ceream pentru aeroport. Ba mai mult, relația pe care o are cu cei de la Bromața, cu cei de la turnul de control, faptul că există încălcări grave ale protocolului la aeroportul Baia Mare în ceea ce privește accesul persoanelor private pe pista aeroportului. Acum, să vă spun sincer, deci atâta vreme eu cât văd un autoturism privat pe pista aeroportului care ia o persoană privată de acolo și o duce și nu intră pe fluxul pasagerilor, la fel cum intră toată lumea, mâine vă spun că dacă mâine seara aterizează Victor Ponta cu avionul de Baia Mare, el o să vină pe la fluxul normal a pasagerilor, nu o să dar aștepte nimeni. Dar care practica poliție de frontieră în zona respectivă, dacă nu treci pe la respectivele... Nu, că nu e o cursă internă, nu e frontieră. Bun, dar poliția de frontieră la verifică Mare. Totuși e o cursă cine coboară, cine intră, e o cursă cine de București, București-Baia Mare, deci nu are treabă poliția de frontieră. Dar faptul că există încălcări nenumărate ale protocolului în ceea ce privește aeroportul, faptul că acest manager nu menține absolut niciun fel de legătură cu conducerea executivă a Consiliului Județean, faptul că nu vine în fața Comisiei de Buget Finanțe a Consiliului Județean Maramureș să explice problemele de acolo, toate aceste lucruri m-au făcut să-i cer demisia lui în primul și în primul rând, a refuzat evident să o dea, și să-i cer președintelui Consiliului Județean, domnului Ciceu, demiterea acesteia. E bun, e un an jumate deja, răbdare sincer nu mai am, nu pot să vorbesc la București pe filierele pe care le avem, pe legăturile pe care le avem, la Ministerul Transporturilor, la Autoritatea Aeronautică, la Romața, și să cer modernizarea aeroportului Baia Mare, atâta vreme cât cei de acolo știu foarte bine că noi avem un manager aeroport, un director de aeroport pe care nu îl susținem și nici cu care nici măcar cei de la București nu mai mențin nicio legătură. Așadar, suntem blocați în acest moment pentru că acest domn director nu pleacă din această funcție. Și nu este doar singura instituție din subordinea Consiliului Județean unde s-au cerut modificări în ceea ce privește structura executivă. Bun, dar nu există executivă. O soluție în ceea ce privește aeroportul la un moment dat? Nu se evaluează și activitatea asta? Dacă spuneți că nimeni practic nu-i mai acordă sprijinul, cumva ar trebui să-i se deci, din punctul, evalueze și din activitatea? Din punctul meu de vedere, contractul de management semnat de către domnul Pătrașcu cu domnul Mircea Man pe vremea PDL-ului acolo este unul ilegal.
în sensul în care Consiliul Județean ar trebui să atace acel contract în instanță, pentru că durata contractului de management este egală cu durata contractului de muncă. Așadar, câtă vreme el este angajat acolo și nu poți să-l dai afară dacă nu a făcut ceva sau să-i desfaci contractul de muncă, el este manager. Deci este o clauză abuzivă din punctul meu de vedere. Consiliul Județean Maramureș, fiind condus totuși și un avocat, ar fi trebuit să atace de ceva vreme acest contract sau, mă rog, să luăm o decizie politică ceva mai fermă în ceea ce privește modificările de la aeroport. Încă nu facem acest lucru. V-am spus, răbdare nu am. În următoarea ședință de Consiliul Județean eu o să am din nou o poziție în ceea ce privește managerul de aeroport și după care o să încep pe rând cu toți cei pe care nu au reușit să-i schimbăm și care fac încă în Consiliul Județean Maramureș politica PDL, la fel cum vor fi și alte instituții deconcentrate, dar mult mai puțin. Ce să înțeleg când spuneți că fac politica PDL? Că practic președintele Consiliului Județean, Zamfir Ciceu, e într-o cumetrie din asta obscură cu PDL-ul? Nu, Doamne ferește, sper că nu. Deci nu la asta m-a referit. M-a referit doar la faptul și vă dau un exemplu în ceea ce privește pe domnul Pătrașcu. În momentul în care Ministerul Transporturilor a respins din vina domnului Pătrașcu proiectul de modernizare a aeroportului Baia Mare, acesta nu a informat conducerea executivă a Consiliului Județean, nici pe domnul Ciceu, nici pe domnul Zetea, nici pe domnul Marinescu, primul pe care l-a informat, primul căruia i-a dat adresa, o adresă oficială de altfel a Ministerului Transporturilor, a fost Mircea Man. Păi, Mircea Man nu mai era președintele Consiliului Județean Maramureș. Eu înțeleg că Pătrașcu a fost pus de către Mircea Man acolo, dar să faci un asemenea lucru, asta înseamnă că în continuare tu ce vrei să faci? Să politizezi această instituție. Păi mie nu mă interesează să politizăm aeroportul, nici Direcția pentru Protecția Copilului, nici Societatea de Drumuri și Poduri, nu știu, nicio instituție a Consiliului Județean nu mă interesează să fie politizată. Dar mă interesează să fie condusă de oameni profesioniști. Oameni care și-au arătat măsura incompetenței, așa cum este domnul Pătrașcu, ar trebui să plece. Pentru că dacă o să vă spun că el de 4-5 ani de zile de când este manager acolo, ia un salariu de 70-80 de milioane de lei vechi pe lună, fără să aibă niciun rezultat, și lucrul ăsta adună undeva o sumă de câteva miliarde, e uite, cu câteva sute de miliarde, dacă nu aveam acolo câteva miliarde de lei vechi, dacă îi aveam la dispoziție, puteam să facem niște obiective de investiții la aeroport și să nu avem manager. Deci dacă nu avea manager acolo, era mult mai bine, pentru că măcar aveam niște bani la dispoziție pe care să-i investim. Altfel noi dăm acești bani domnului Pătrașcu, care ce face? Că e treaba lui, pentru că sunt bani privați, dar nu ajută nicicum la dezvoltarea aeroportului. Ce măsură veți lua? Bun, nu pot să iau decât o măsură politică. Să cer în cadrul USL, așa cum am cerut până acum, schimbarea domnului Pătrașcu, este, din punctul meu de vedere, în puterea președintelui Consiliului Județean să facă acest lucru. Fie să-l cheme la o discuție, fie să-l oblige să-și dea demisia, fie să urgenteze procedurile pe care le cerem de atâta vreme privind desemnarea unui nou Consiliu de Administrație la aeroportul Baia Mare, care să ducă mai departe măsura de schimbare a managerului. Deci, sunt lucruri pe care le putem face, din păcate stăm așa amețiți în nemurire. La fel se întâmplă și cu Direcția pentru Protecția Copilului. Bun, în ceea ce privește Direcția pentru Protecția Copilului, lucrurile sunt și mai complicate din punctul meu. Și mai grave, spune, pentru că e vorba de oameni, de copii. Da. Sunt foarte multe lucruri în neregulă. Eu am avut, atâta vreme cât am fost consilier județean, foarte multe poziții împotriva celor care conduceau la momentul respectiv Direcția pentru Protecția Copilului și culmea, tot aceea sunt și astăzi. Deci ar trebui să continui, dacă ar fi să zic așa, ceea ce am făcut când am fost consilier județean. Sigur că am încercat de fiecare dată, atâta vreme cât am fost consilier județean, acum ca și din poziția de vicepreședinte, vă spun sincer, nu m-am implicat la Direcția pentru Protecția Copilului, pentru că nu am nicio pârghie la dispoziție, nu am vreo decizie a președintelui prin care să-mi permită să mă implic acolo, dar atâta vreme cât am fost consilier județean, am menținut legătura cu cei de la Direcția pentru Protecția Copilului, obligându-i prin
apariții în mass media repetate, prin discursuri pe care le-am avut în continuu în plenul Consiliului Județean, în ce privește schimbarea mentalității și a felului în care se făceau licitații la Direcția pentru Protecția Copilului. Și prin intervențiile pe care le-am avut, modele pe care le-am adus din alte județe, din Satu Mare, din Sălaj, și le-am arătat că acolo se pot face licitații corecte, licitații electronice, licitații la care să nu mai existe trei prieteni ai președintelui și patru ai vicepreședintelui care să participe la licitații, ci toți cei care își doresc. Licitațiile electronice pe site-ul de electronic de achiziții publice care se află la dispoziția autorităților contractante reprezintă clar soluția pentru Direcția pentru Protecția Copilului. S-a întâmplat acest lucru. Bun, în ultima perioadă, sincer, nu mai știu Ce se întâmplă în ceea ce privește achizițiile, dar în ceea ce privește partea de management, în ceea ce privește problemele de gestionare acestor mici probleme din fiecare, de fiecare zi a copiilor și nu neapărat a copiilor, dar și pe partea de adulți, aici există clar nemulțumiri. Nemulțumiri care sunt exprimate în aproape fiecare ședință de Consiliul Județean de către consilierii județeni. E nevoie clar și acolo de o schimbare. Există această promisiune de schimbare, am văzut-o, sincer nu știam acea poziție a domnului Ciceu vis-a-vis de Direcția pentru Protecția Copilului, dar mă bucur că are această părere și că își dorește această schimbare. Dar e o părere foarte, foarte veche. E de anul trecut, de peste un an de zile. De acord, de acord. E, uite că lucrurile nu se întâmplă deocamdată, ba mai mult. Există o propunere destul de fermă pe care am avut-o și aici, în ceea ce privește gestionarea caselor de tip familial din județul Maramureș. Pentru că în acest moment Direcția pentru Protecția Copilului este cumva în poziția de și centrează și dă cu capul. Ei sunt cei care gestionează activitatea acestor case de tip familial și ei sunt cei care de asemenea și controlează cum se desfășoară activitatea acolo. Păi evident că sunt aceiași angajați. Nu o să se purască unul pe altul, o să încerce tot timpul să se acopere. Și atunci am propus la nivelul Consiliului Județean externalizarea acestor case de tip familial la nivelul cheltuielilor minime pe care le are în acest moment Consiliul Județean. Deci dacă cheltuim 3 lei cu aceste case, să cheltuim în continuare 3 lei, dar să oferim posibilitatea unor ONG-uri importante, pentru că județul Maramureș are în județ activitatea unor ONG-uri importante, la nivel național vorbesc, ONG-uri recunoscute, care să preia aceste case și care să funcționeze cu banii pe care îi cheltuie în acest moment Consiliul Județean. Dar, spre deosebire de Direcția pentru Protecția Copilului, care are un personal insuficient și care are poate 2-3 oameni angajați care se ocupe de câte 10 copii și care nu rezistă fizic, psihic, îi înțeleg pe oamenii de acolo, pentru că doi oameni să se ocupe de o casă de 10 copii care au și probleme de handicap, e inuman. Aceste ONG-uri nu au astfel de probleme. Ei pot să angajeze oameni în continuare, pot să facă în continuare acțiuni de caritate prin care să-și aducă bani, să aducă bani mai mulți pentru a oferi servicii de calitate în continuare acestor copii la un nivel mult mai ridicat decât poate să o facă vreodată Consiliul Județean sau Direcția pentru Protecția Copilului. Avem această propunere de vreun an de zile în Consiliul Județean. Deocamdată nu se dă drumul nici la această propunere. Pare rău, sincer, pentru că sunt câteva lucruri pe care le puteam face mult mai repede, sunt câteva proiecte care puteau fi gestionate mult mai eficient de către Consiliul Județean Maramureș. Din păcate rămânem blocați cumva în unele dispute sterile, politice, așa cum vorbeam la începutul emisiunii. Nu există astăzi, clar, din punctul meu de vedere, și lucrul ăsta este din ce în ce mai clar, o responsabilitate clară a politicienilor maramureșeni în ceea ce privește acțiunile pe care le fac până la momentul votului viitor. Deci dacă politicienii maramureșeni ar înțelege că, așa cum Mircea Man a avut cartea lui de vizită și și-a exprimat-o public, drumul Baia spre Bârsana, a avut această carte de vizită, a dat greș cu ea și a plătit din punct de vedere politic, la fel avem cu toții până la urmă. Activitatea pe care o desfășurăm 4 ani de zile într-o funcție publică reprezintă cartea noastră de vizită. Deci dacă întârziem proiecte, dacă aceste proiecte nu le ducem la îndeplinire cu un management corespunzător,
plătim până la urmă din punct de vedere electoral. Da, sigur că toții, adică sigur și cei de la PSD și de la PNL și de cei de la PC. De acord. Pentru faptul că până la urmă cineva nu semnează, că stă un pic de acord, am înțeles. De acord. Și tocmai de aceea vă spun că Partidul Social Democrat are anumite proiecte pe care le-a impus în județul Maramureș, le-a impus prin munca pe care au făcut-o reprezentanții săi. Și luna de miere pe care am avut-o inclusiv, luna de miere, vorbim de vreo 2 ani de zile de lună de miere la nivelul Consiliului Județean Maramureș, se va încheia la un moment dat, pentru că dacă nu o să ajungem la concluzii împreună vis-a-vis de felul în care trebuie gestionată activitatea Consiliului Județean, sigur că noi, ca și PSD, ne vom exprima opiniile în conferințele de presă, în cadrul Consiliului Județean, despre cum vedem noi lucrurile că trebuie făcute. Eu nu cred că nimeni își dorește la un moment dat să pună Partidul Social Democrat într-o poziție de antiteză în Consiliul Județean. Da, a fost la un moment dat o discuție în care președintele Consiliului Județean Zanfir Ciceu scria pe Facebook că funcționează Consiliul Județean ceva în genul fabulei cu Știuca. Sunt declarațiile pe Facebook, din punctul meu de vedere, sunt așa, mai năstrușnice. Nu cred că trebuie luate neapărat, nu cred că trebuie luate neapărat în seamă. Și pentru că suntem pe final și ați spus că sunt năstrușnici ceva, aș întreba cât de năstrușnică este afirmația aceasta de pe Facebook-ul dumneavoastră. Tratativele s-au încheiat, familia social-democrată maramureșană se mărește cu domnul Ioan Dâncuș, președintele PNCC de Maramureș. Domnul Dâncuș este o persoană pe care eu sincer o apreciez din punct de vedere politic, din punct de vedere a ceea ce poate să aducă în peisajul politic maramureșan. Sigur că el știe, are o ofertă concretă din partea PSD de a se alătura echipei noastre și eu sper că va accepta acest lucru, pentru că a face totuși politică înseamnă a participa alături de o echipă în locul în care se iau deciziile. Sigur, eu îi apreciez și faptul că el, alături de PNCCD, are un anumit tip de mesaj. Dar acest mesaj pe care el l-a preluat din zona sindicală, în principal, s-ar potrivi mult mai bine în cadrul Partidului Social Democrat. Partea sindicală se regăsește clar în mesajul PSD și nu în mesajul niciun alt partid. Deci, Doru Dâncuș, din punctul meu de vedere, poate să reprezinte Partidul Social Democrat în Maramureș chiar foarte bine. Eu sper să accepte această propunere. Cred că este pentru prima dată când vorbesc despre Doru într-o emisiune. Mă bucur că mi-a spus această întrebare. Eu sper că într-un timp extrem de scurt să-l vedem pe Doru Dâncuș în echipa PSD. Așa cum a spus, nu este singurul sindicalist din PSD, dar locul sindicaliștilor este în PSD. Da, păi să fii sindicalist e un lucru bun și în politică poți să ajungi chiar și ministru, cum a ajuns Liviu Marian Pop. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența astăzi în emisiune și vă mai aștept, mai erau câteva subiecte. Nu am apucat să vă vorbesc despre dosarele pe care le-am adus. Da, puteți să veniți săptămâna viitoare, poate mai discutăm, vedem până atunci dacă va mai fi și USL-ul la guvernare sau va fi PSD-ul sau altă majoritate. Va fi USL-ul la guvernare și săptămâna viitoare. Sunteți siguri de asta? Sunt foarte sigur, pentru că v-am mai spus, văd și am văzut cu toții foarte clar poziția extrem de împăciuitoare a premierului Victor Ponta, care a spus că va face, dacă e cazul, și 5 pași înapoi în fața orgolilor celorlalți membri ai USL. Rămâne de văzut, doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Sighetul de azi cu Gabriel Zetea, vicepreședintele Consiliului Județean. O seară frumoasă în continuare, rămâneți cu TV Sighet, la revedere! Sighetul de azi, emisiunea de care nu te poți lipsi. Decât să fac afirmații la postul dumneavoastră de televiziune, mai bine ar fi să se sesizeze organele de poliție și atunci noi suntem în măsură să luăm cele mai bune măsuri. Facem cercetări, facem verificări și dacă competența ne depășește, să se sesizăm organele abilitate. Noi avem o mare șansă, vremea aceea, să ne punem un viceprimar la municipiul Baia Mare, pentru că PNL-ul este prima forță din județul Maramureș, ori place unora ori nu, este
la nivel de Baia Mare un fief liberal, la Sighetul Marmației, iată, a devenit un fief liberal și avem acolo un primar extrem de energic și de harnic, ăsta e adevărul. Eu sunt conștient de sarcina care îmi revine, sunt conștient că tot ceea ce nu va fi bine în Sighetul Marmației, că vorbim de apă, canal, că vorbim de orice alt lucru, primarul e cel vinovat, știu și mi-am asumat acest risc și de aceea mă implic în fiecare lucru, oricât ar fi el de mărunt sau de mare pentru municipiul nostru, pentru a ieși lucrurile bune și a crea un disconfort cât mai puțin. Nu este admisibil că la un asemenea nivel să faci greșeli de formă, formală. Și din această perspectivă cred că se impune o reevaluare a managementului actual. Niciodată parlamentarii județului Maramureș nu au stat toți la aceeași masă să discute problemele județului și să și le asume public printr-o scrisoare de intenție, nu știu, către maramureșeni. Oricum, eu astăzi pot să spun sau să anunț chiar în premieră faptul, de fapt aici la voi la TVS, când vin totdeauna am șansa să spun ceva mai nou. Dacă nu ajunge Crin Antonescu președintele României, atunci să vezi tu pe dracu 4 în casa PNL-ului. Sighetul de azi, emisiunea de care nu te poți lipsi, cu Gheorghe Paul Stanislou. Societatea de salubrizare Herodot Group informează cetățenii municipiului că toate persoanele fizice și juridice au obligația de a încheia contracte cu Societatea de salubrizare pentru a beneficia de serviciile acesteia, conform hotărârii Consiliului Local numărul 72 pe 2009. Aceste contracte pot fi încheiate la sediul Societății Herodot, bloc 3 din cartierul 1 decembrie 1918, la camera 12 din incinta primăriei Sighet sau la sediul beneficiarului prin reprezentanții autorizați ai firmei de salubrizare. Herodot Group se ocupă de curățenia orașului tău. Nou la Orizont, în cadrul depozitului de materiale de construcții s-a extins magazinul din incintă pe o suprafață de 400 de metri pătrați, cu o gamă largă de produse specifice construcțiilor la prețuri speciale pentru tine și un spațiu cu destinația exclusivă a obiectelor sanitare și a mobilierului de baie. Orizont oferă structuri, izolații hidro și termozidărie, învelitori, ferestre de mansardă, sisteme de canalizare și o largă gamă de finisaje interioare, exterioare și decorative, pardoseli civile și industriale și multe alte soluții. Într-un cuvânt, totul pentru construcția ta. Vizitează-ne să te convingi. Orizont, soluția ta în construcții. Doi, numărul unic european pentru apeluri de urgență. Gratuit în orice rețea de telefonie. 112 salvează viața, proprietatea și mediul. Apelarea falsă sau abuzivă se pedepsește. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.